Salutare, salutare! Ia uitați, măi, lume mare ce avem noi aici de vânzare. A, uitați, recoltă acu, acu, acu. Am luat pui ăștia, care, mă rog, unii nu mai pui nu sunt. Vă dați seama, sunt copaci. Și o să-i pun la reprins, bineînțeles că pentru dumneavoastră. Sau pentru mine, că și eu mai pun 10 de plante, mamă. Adică n-ar fi o problemă, eu nu rămân niciodată cu ei. Culme. Și aș vrea. Dar asta e, nu se poate. Și am recoltat, deși unii micuți au niște rădăcini babani. De obicei, cam asta e mărimea la care-i vând. Bineînțeles, bine rădăcinați, reprinși, toate cele. La 150 de lei. Dar, dacă vorbim de din ăștia 40-60 de centimetri, prețul, bineînțeles, că va fi de 2 milioane. 200 de lei. Vedeți? Deci, o recoltare săptămânală, practic. Ca așa noi avem. Avem de vânzare, adică nu se pune problema. Chiar nu se pune problema de pui. Fie că sunt ei bananieri pe roșu sau bananieri pe verde. Aia pe roșu nu sunt rezistenți iarna, dar sunt mult, mult mai frumoși. Se îngroașă și mult mai repede. Ia uitați pe aici. Am mai pus și eu astăzi doi, unul colo, unul colo. Bineînțeles și în altă parte, aici iar alți pui. Și băbănelul meu. Băbănelul meu cu bananele lui acolo. Cu chitele lui de banane. Dar să-l lăsăm în pace pe el. Să-și desfacă și să-și crească în continuare bananele. Noi ne vedem de ale noastre buruieni. Buruieni de lux. Deci, vedeți, o recoltare care este ea cam săptămânală. În momentul de față vreo 12, mai sunt 10 acolo mai mici, ar mai fi vreo 10-15 și pe aici, dar, în fine, când sunt pregătiți de recoltare sau când am eu timp de ei, atunci iau. O să mă apuc să-i replantez, că nu-i pot lăsa cu rădăcinile pe afară. Bineînțeles că acum de-abia i-am adus acasă, de la cealaltă casă. Dar, vedeți, rădăcini babanici au, însă vor trebui să fie puși într-un proces de reprindere. Nu pot fi livrați așa. Se mai usucă din frunze, dau altele, ăștia nu vor fi livrați sub 2-3 săptămâni de acum încolo, până își revin. Dar cum v-am arătat în momentul de față, să mai luăm în calcul banana nordului? Poate cineva vrea și așa ceva, să mai luăm în calcul Gingo biloba de 3 ani, sau albiția, sau eu știu, ce mai vrea fiecare. Curmal chinezești, pe rod, vedeți, sunt înfloriți, sunt tot ce trebuie. Eu am dat numai plante una și una. Clienților nu am dat panorame, da? Cum vedeți, sunt înfloriți, cu boboci sau înfloriți, altele deja au format curmalele, aici pe undeva, aici mai sus, deci se poate. În fine, fiecare cu perioada lor de înflorire sau de formare a fructelor. Astea fiind spuse și arătate și așa, cine mai vrea poate trandafirii pitici, diferite culori. Unii au început să-mi arate că sunt roz, alții sunt galbeni, alții sunt albi, alții sunt pe roșu. Deci, na. Plante și plante. Sau cine vrea aromatice. Păi dacă vreți aromatice, spuneți, oameni buni, că am aici busuioc roșu, busuioc normal. Am fel de fel, palmieri de ger, pui de palmier de ger. Aici fel de fel de alte plante. Cimbru.
Cine vrea cimbru, plante de cimbru sau mentă sau dafin rezistenți la ger, că am aclimatizat o serie dintre ei. Multe, multe alte chestii. Melisa sau roiniță. Tot felul de plante. Bine, nu e aici, e în partea cealaltă. Tot felul de plante. Planta anticârtiță, coropișniță, vierme, sârmă. Asta este un palmier de ger de 3 ani. Bine, ăsta nu este la vânzare, dar puii lui, mă rog, au fost făcuți din semințe. Pui de un an și ceva, din specia aceasta, am și la vânzare. Deci, hotărâți-vă că la băiatul orice, se găsește. Kiwi de magazin, mascul femelă, ce vreți dumneavoastră? Ce vreți dumneavoastră, eu am. Hai să trăim bine. Să trăim bine și să ne bucurăm de plante. Fiecare ce și-a cumpărat sau își va cumpăra. Numai bine.